Prețurile de referință în Europa la gaze naturale au crescut substanțial după ce Gazprom a anunțat o nouă reducere a livrărilor prin Nord Stream. La Bruxelles s-a demonstrat însă că unitatea și solidaritatea sunt cele mai bune arme împotriva președintelui Putin, după cum a apreciat ministrul ceh al energiei. Țările membre vor reduce consumul de gaze cu 15% față de consumul mediu din ultimii 5 ani. Ungaria a fost singura țară care s-a opus. Deocamdată, reducerea este voluntară. Măsurile concrete sunt la latitudinea țărilor. Compromisul la care s-a ajuns include excepții și derogări pentru state care sunt interconectate limitat sau deloc cu alte țări membre. Au fost date exemple, țările baltice și state insulare precum Irlanda, Malta și Cipru. Our initial calculations indicate that even if all the exemptions were used in full, we would achieve a demand reduction that would help us safely through an average winter. Ministrul german al economiei apreciază că s-a transmis un mesaj puternic care a fost auzit la Moscova. Europa nu poate fi divizată. Ich würde gerne noch sagen, dass wir uns innerlich darauf einstellen müssen, dass weniger oder irgendwann gar kein russisches Gas kommt. Sollte es anders kommen, werden wir überrascht sein, aber wir sollten nicht mehr überrascht sein, dass Putin den Gashahn zudreht und ich muss ausdrücklich sagen, s-a stabilit și un mecanism de alertă în caz de urgență energetică. Va fi activat de Consiliu la propunerea Comisiei Europene în situații excepționale. Alerta va putea fi declanșată și dacă 5 sau mai multe state membre au declarat o alertă națională și cer Comisiei activarea mecanismului.